ce contează scopul final, asta nu știu de la Felix fiind întrebările pe care punem. Contează mai puțin tool-urile pe care le folosiți, de fapt asta a fost și înțelegerea cu Ionuț. Mai trebuie să discutăm despre ce tool-uri să folosiți, care e numărul de cuvinte cheie pe care trebuie să-l extrageți. Ține-te tu puțin să mă duc să-i zic tot. Ține-te tu puțin. Ține-te tu puțin că trebuie să-i zic. Deci vorbim despre mentalitățile și ideea ținând de cuvinte cheie și mai puțin de faptul că ar trebui să folosim un anumit tool sau să generăm o anumită listă de cuvinte cheie pe care apoi să o comparăm, să facem totul la chestii. Ne-am să amintim un alt lucru. Aș vrea să îi puneți întrebări și lui Cristian Ignaț și Cristina Ianului și vă propun în momentul ăsta și vă putea lămuri. Ionuț, de asemenea, și el vă poate da, să participăm la cât mai mult și o să fim intrați în mine. Începem cu primul. Deci facem un avion la competiție. Foarte important competiția. Mai important decât că avem noi impresia, de obicei ajungem să-i ignorăm, las că nu fac bine, nu știu mai bine, dar de fapt că competiția e foarte importantă. Asta ar fi o slăbiciune faptul că nu ținem cont de competiție. Cam asta ar fi câteva idei pe care competiția le evidențiază. Nu cred tare rău să te duci să iei cuvântul cheie că și vrei să pui în un succes sau în Google AdWords, ai luat lista de cuvântul cheie automat. Asta sunt cuvintele cheie pe care trebuie să le iei. Mi se pare mai important să ne cunoaștem audiența și mai puțin lista de cuvinte cheie, pentru că cunoscând audiența putem ia tipul de cuvinte cheie pe care putem folosi. Nu știu ce am întrebat. Bicicleta, în general, e o căutare pe care ca tip de oameni, cei care nu știu neapărat ce vor, vor biciclete, nu știu branduri, nu știu alte specificații. Și, în general, probabil că la un moment dat, din punctul meu de vedere și cât știu, nu e neapărat un cheie care merge neapărat efortul, decât pe perioada medie sau unde de timp. Din punctul meu de vedere, ceea ce neapărat ar trebui să acoperești, sunt niciodată sau specificații pe care ziceai Ionuț la un moment dat, pentru că au o intenție comercială mult mai mare. Cuvintele cheie, în general, analiza competiției, preferă foarte mult la cunoaște audiența și la a manipula într-o anumită direcție vizitatorii care au pe site. Mi-am făcut niște studii pe clienți pe care i-am. Vă pot spune destul de clar că un cuvânt cheie cu un volum de 5.000 de vizite pe zi convertește foarte puțin și necesită un efort financiar destul de mare. Pe partea de SEO mă refer. Gen, nu știu, laptop, RCA, tot fel de alte cuvinte cheie. Mult volum, puțină conversie. Conversia nu se datorează neapărat datorită faptului că un landing page nu-i bun sau au mesaje care nu-i manipulează. Pentru că persoanele care caută cuvinte cheie generale și care sunt cei mai mulți, nu au definit o intenție de cumpărare. De exemplu, cuvinte cheie gen laptopuri, laptopuri ieftine, laptopuri Lenovo sau laptopuri brand, apoi laptopuri brand și alte specificații, convertez mult mai ok și, în general, nu ar trebui să depuneți un efort foarte mare să urcați acele căutări. Eu, cel puțin, asta am observat de studiul pe care l-am făcut, mă puteți contrazice, n-am nicio problemă în privința asta. De asta eu, spre exemplu, am trecut să am stat foarte mult și am studiat partea de long tail, am și scris despre asta ca strategie pe timp imediat sau mediu, vă sugerez long tail-ul, iar pe timp mediu și lung vă sugerez cuvintele cheie mari cu volum. Eu, ce obțin asta, cu o strategie de studiu cheie. Referitul de partea de SEO. Concurența, într-o anumită idee, acoperă un anumit număr de căutări în funcție de produsele sau de serviciile pe care le oferă, dar
La un moment dat, studiile pe care puteți face cu ei o să vă arate și găurile pe care ei intrămă le acoperă, iar în ideea că voi acoperiți acele zone, deci ați putea să le fructificați foarte ușor. Eu, în principal, în momentul în care încep să studiez o nișă sau un concurent, merg fix pe ideea asta, verific concurența. Nu este o chestie pe care am trebuit să o studiați la un anumit cuvânt cheie, să studiați rezultatele care ies la SERP. Deci, acele pagini, site-ul care ies, e o diferență foarte mare între aici pe o pagină internă, o pagină de categorie sau cu indexul la la o căutare cu volum sau cu volum mai puțin. Deci un alt criteriu de a studia concurența și volumul de căutări pe care le-ar putea aduce niște cuvinte cheie. Da, tool-uri. Nu o să vorbim foarte mult ce tool-uri, în general o să vorbim... Eu am dat o serie de exemple. Le puteți folosi, vă recomand, din punctul meu de vedere, sunt destul de multe plugin-uri Firefox pe care le puteți folosi. Spy-ul, în general, returnează o serie de rezultate gratuit, deci nu neapărat să cumpărați. Xero e un tool foarte interesant cu care puteți vedea efectiv structura site-ului, paginile pe care le are, cuvintele cheie, descrieri, dacă sunt conexiuni întrerupte între pagini sau nu, e o chestie foarte interesantă. Deci puteți lua chiar și o listă de cuvinte cheie de pe el. Te rog. Dacă e gratis. Cum? Dacă e gratis. Da, foarte gratis. E bine, dacă... Adul tool și zici pe asta, știți? Moment. Eu nu. Da. Ai testat ăsta Qualify și pe România? Da, pe unele zone care au volum merge de sub ok. Semnul chiar super interesant și chiar am găsit acum o metodă foarte faină de a extrage fix. Ei oferă în felul următor. Scalează tot site-ul, vă arată numărul de pagini pe care site-ul le are, nu neapărat pagini indexate, dar pagini pe care el le găsește. Pentru fiecare pagină vă zice titlu, descriere, dacă link-ul e activ sau nu, dacă e broken, tot o chestie genul ăsta. Puteți extrage toată lista respectivă într-un TXT, o importați în Excel, de acolo luați efectiv cuvintele cheie de pe titlu sau de descriere ce aveți nevoie și aveți deja o listă de cuvinte cheie care puteți folosi. Apoi cu Google AdWords și alte tool-uri, vedeți volum sau mai știu ce altă. Anchor textul pe care paginile sau site-urile obișnuite să le folosească, vă pot spune cam pe ce direcție merg concurenții, dacă tratează foarte mult pe cuvintele cheie competitive sau doar acoperă nișe. E o chestie foarte interesantă, și o spike pe care eu folosesc și care vine, Open Site Explorer de la SEO-uri, care puteți vedea și acolo Anchor textul. E o chestie foarte interesantă. Deci, studia tehnicul e nu doar ceea ce înseamnă conținut și titlul și partea unui cuvânt. Conținutul pe site e foarte important, îți spui destul de multe lucruri, dar aici e nevoie de o experiență să vă dați seama dacă, cel puțin partea de comerț, e chestie foarte ciudată, mare la majoritatea au aceeași descriere, același titlu. Sunt foarte puțin cei care țin cont de conținutul pe care apare pe o pagină de produs. Cei de la servicii, de obicei, limbaj de lemn, echipă tânără, cu speranțe, facem, dregem, împărțim, suntem cei mai buni. N-am nicio treabă, nici pe visator nu îl încânt în mesajul respectiv și nu am nicio idee, e o prostie foarte mare. Vă rog să mă întrerupeți dacă... Iu, ce faci? Urez? Ce-am proiect aparat? Da. Ce contează? Aici, în funcție de scop, de experiență, de accesul la unele tool-uri, vă puteți prioriza ce contează sau ceea ce nu contează. Sunt diferențe într-o lista legate de lista concurenței, la paginile, la rezultatele după cuvinte cheie. Spre exemplu, ziceam anterior,
la anumite cuvinte cheie mari sau mici sau indiferent de tipul lor, ies pagini, deci deep link-uri sau index. Indexul site-ului. E o diferență între ele. Indexul site-ului ajunge să fie mult mai bine optimizat și să atace, deci în principal cuvinte cheie mari. Paginile are de obicei atac long tail, care din punctul meu de vedere e favorabil, mai ales pe partea de conversii, indiferent că e vorba de e-commerce sau e vorba de servicii, de obicei long tail înseamnă o specificare a unor căutări, unor preferințe. Eu tot repet un exemplu destul de interesant, cel cu sutiene pentru femei cu sâni mari, sutiene pentru femei cu sâni mici, sutiene pentru femei primuțe, deja un super keyword care are un trafic destul de slab, dar conversii destul de mari. Iar dacă ar fi să ne gândim, spre exemplu, Google AdWords sau Google Suggest, nu vine la cuvintele cheie respectiv. Deci de asta sugestia mea este să nu vă bazați doar pe aia. Și, în general, să încercați să vă cunoașteți tipul de vizitatori, tipul de preferințe pe care le-ar putea avea să adăugați conținut specific. De exemplu, descrierile la e-commerce contează foarte mult, dar la un moment dat specificați dacă acel produs poate fi folosit de copii, de femei, de bărbați, pe fashion, iar e foarte importantă descrierea. Adică un copy paste la o descriere care îmi descrie imaginea pe care deja o văd, nu mă ajută cu nimic. Indicați să faceți descriere sau să adăugați conținut în care să targetați preferințe ale vizitatorilor. Pot face profile-uri de tipul genul ăsta, trecând la cuvinte cheie. Deci, partea de keyword nu înseamnă doar execuție în cuvânt cheie, deci trebuie să generezi o listă de cuvânt cheie, ci efectiv înseamnă să-ți cunoști audiența, să fructifici eventualele căutări, cum e asta, sutiene pentru femei, cu sâne, ce mai urmează. Lucrurile pe care de obicei Google nu le arată, pentru că nu au frecvență atât de mare, dar ele la un moment dat se pot dezvolta. Cristian, chiar joi, la o întâlnire, evidențiați, pe exemplu, la un moment dat, că în 2010 cuvintele cheie de pe ITNC, pe exemplu, sau nu neapărat, și pe fashion, sau ceva în genul ăsta, majoritatea, în 2010, spre exemplu, specificații de genul ieftine, reduceri, promoții, nu prea mergeau, în 2011 deja încep să crească tot genul ăsta. Ceea ce înseamnă că e o nișă pe care face puțin o acopere, iar în sine ar avea o conversie destul de ok. Haine, de exemplu, 2010, 2010, 2010. Dai drumul, vezi dacă... Acum? Mai bine? Ziceam că pe domeniul de haine, în ultimele 12 luni, s-au căutat foarte mult haine de firmă, haine originale, tot felul de cuvinte, pornind de la haine originale și haine scumpe. Trendul și creșterea a fost pentru haine ieftine. Și nu numai în categoria asta, încercat și în jucării. În jucării se căutau tot felul de jucării, branduri de jucării, nu apărea deloc cuvântul ieftin, în ultimele 12 luni. În schimb, în Google Insights arată în coloana de dreapta cuvintele cheie care au creștere. Ei bine, majoritatea cuvintelor, categoriilor pe care le-am încercat eu, apărea cuvântul ăsta ieftin. Toate categoriile. Ce înseamnă că în 2011, din punctul meu de vedere, o să caute foarte mult lucruri ieftine, oferte, reduceri, promoții și așa mai departe, bazându-mă pe statisticile din Google Insights. Chestia asta se leagă în ultimul rând de acolo cu dacă există cuvinte cheie cu intenție de cumpărare sau doar de informare. Prin forma de căutare, deci ceea ce caut oamenii, o puteți da seama dacă un cuvânt poate avea conversie sau nu. Eu trebuie să fiu scump și lucra de asta. Scopul final, îl definiți voi. La definiție se definesc eu, indiferent că e vorba de volum, e vorba să fiți pe locul 1, să convertiți mai bine, să faceți ceea ce vreți voi. Ideea e că întotdeauna trebuie să aveți un scop clar definit pe care să vă urmăriți. Să puneți goluri pe el, să studiați foarte mult, să trebuie să studiați ceea ce înseamnă comportament uman, ceea ce înseamnă intenții de cumpărare, ceea ce înseamnă posibilitatea de a atinge unele rezultate și de concurența pe care o aveți, nișele pe care le puteți dezvolta și nu nișele pe care vă sugerează Google sau mai știu ce alte tool-uri, ar trebui să vă gândiți
în funcție de produs sau de serviciu și generat profile de utilizator, pe rost au privit destul de multe nișe neacoperite, cum era bine pentru femei, X sau Y sau chestii genul ăsta, care vă dacă căutați nu o să-mi sugereze niciodată, pentru că nu au neapărat volum, sunt foarte lungi, ajung până la 6-7 cuvinte de cheie. Google, într-o anumită idee, indiferent că a băgat opțiunea instant sau că e cu opțiunea Google Suggest, creșterile de pe cuvintele între 5, 6, 7 cuvinte cheie sunt destul de mari. Deci înseamnă că oamenii cea din 5 mai mult să scrie detaliat, astfel încât să-și sorteze cât mai relevant căutările pe care le au. Nu e chestii pe care să o puteți controla, nu vă gândiți că dacă o să folosiți Google AdWords sau mai știu ce altă tool pe care îl plătiți sau nu, o să aflați efectiv ceea ce se caută, are doar parte din volumul lor. Încercați efectiv să intuiți în funcție de preferințe sau de profilul utilizatorilor. Încercați să luați feedback de la ei, vârste, preferințe, tot felul de chestii ăsta acolo unde se poate. O să aveți cu mult mai multe informații decât ceea ce obișnuiește cu vârste de ani. Deci, faptul că trebuie să aveați, să lucrați voi, să vă generați o listă de preferințe care apoi se vor transmite în cuvinte cheie.